Dacă în orașul nostru sunt create condiții decente pentru colectarea deșeurilor menajere și a celor reciclabile de la populație, există încă o problemă care este în curs de a fi rezolvată. Este vorba despre deșeurile voluminoase, pentru care primăria a găsit o soluție. Este vorba de o obligație legală, dacă vreți, a primăriei municipiului Buzău, de a asigura un spațiu de depozitare pentru deșeurile voluminoase mari. Vorbim aici de paturi, saltele, diverse obiecte de mobilier, chiar și electrocasnice mari. Într-adevăr, odată cu montarea platformelor îngropate de gunoi în municipiul Buzău, este aproape imposibil de a fi duse la platforma de gunoi aceste deșeuri voluminoase, motiv pentru care foarte mulți dintre cetățeni le lăsau lângă platformă, creând și un aspect inestetic, dar și un efort suplimentar pentru firma de salubrizare. Primăria vine în ajutorul buzăienilor care vor să scape de obiectele voluminoase nefolositoare din gospodărie. Am recomandat tuturor buzăienilor să sune la un număr de telefon aparținând societății de salubrizare pentru a se programa în vederea ridicării acestor deșeuri voluminoase. Așa cum spuneam, vorbim în principal de obiecte de mobilier. Societatea de salubrizare a amenajat un astfel de spațiu pentru depozitarea deșeurilor voluminoase în incinta stației de sortare de la, din apropiere de Gălbinaș, însă pe viitor primăria municipiului Buzău dorește să mai amenajeze o astfel de platformă de colectare undeva într-o zonă mai aproape de cartierele de locuințe, în situația în care anumiți cetățeni vor să-și ducă singuri astfel de deșeuri voluminoase la platforma de colectare, să aceasta să fie situată într-o zonă apropiată, pentru că până la stația de sortare distanța este destul de mare. Locuitorii municipiului care nu au posibilitatea de a-și transporta singuri deșeurile voluminoase pentru a le preda gratuit la depozitul amenajat la stația de sortare RER Sud pot apela la o a doua soluție. Se pot programa la numărul de telefon 0730 970 911, unde vor stabili împreună cu societatea de salubrizare data la care vor fi ridicate deșeurile de la domiciliu.